Salutare, dragii mei! Credeți că luna aceasta veți scăpa de un hol din Humana? Da, mă arată așa, vă lasă pentru că... A prins-o Jessica. Și ați motocit un pic. Da, nu-i bani, mă un pic de o ruptă pe aici, așa. Eh, merge și așa? Haideți să vă arăt ce am luat eu luna aceasta din Humana. Da, prețurile sunt exact cât scrie pe ele, pentru că am fost exact când a început colecția, da. Și atunci sunt un pic mai scumpicele, dar ce am luat eu zic că merită, ca preț întreg. Uitați că am scos 3 chiar. Pentru prima este, am luat cu 15 lei, mi-a plăcut foarte mult cu păsărelele astea pe ele. Rândunice sunt, dacă se văd. Așa, transparent, am zis, pentru la mare va fi super. M-a zis, nu? 15 lei a fost, foarte frumoasă. Deci chiar îmi place maxim asta. Sper că și vouă. Mai departe, am niște pantaloni cu 18 lei. Deci ăștia care merg și la alergat, merg și prin casă. Îmi plac mult genul ăsta de pantaloni de casă, cum le zic eu. Da, sunt pe elastic, mărimea M, outfit fashion, 18 lei. Sunt negri. Mai departe, am luat o bluziță cu 18 lei de la H&M, văd că scrie aici. E în verde ăsta, care îmi place mie mult. Are un năsturel la spate și da, verdele ăsta îmi place mie foarte, foarte mult. Știți de fapt că ați văzut că am mai multe articole vestimentare în nuanța aceasta. Următorul este de la Shane, mai din China, cred că citesc bine. Mărimea E, s-a costat 15 lei. Facem o variantă asta cu așa, alb și cu negru. Mi se pare mai mare de S, de mărimea S, dar nu, bine. E super fain. Și îl voi purta. Tricoaș. Acum, încă un tricou, 12 lei am dat pe el. Negru așa, cu o duduie pe el. Balerină, chiar, sau ceva de genul ăsta. În fine, la tot așa, când merg la alergat sau prin casă, de ce nu? Mai departe, am această față de masă, cum zic eu, la varianta aceasta de... Așa? Bluziță, tricouaș... 15 lei a fost, zice mărimea. S? Nu, 36, da, S e 36 de fapt. Și arată foarte frumos, în față are niște năsturei și are și avolonașe frumoase aici. Se văd? Se văd. Da. Așa. Mai departe, am mai luat, eu l-am pe cel roșu, halatul, halat de baie, asta urmează, dar nu are cordon și folosesc un cordon alt de la un halat care l-am luat din Pepco, parcă, nu mai știu exact, dar acela nu prea aș mai folosi, cam nașpa, îmi place. Și, da, asta este. Ăla care l-am primit, cel gri care l-am primit și unisex, deci se poate folosi și femei și bărbați, l-am dat la Dorin. Și acum când l-am văzut pe acesta, erau mai multe variante acum, mai era unul care îmi plăcea așa, dar l-am luat pe acesta alb. L-am văzut pe acesta, am zis, gata, tu vii cu mine. Aia s-a băgat în dulap.
20 de lei a fost, e așa. Și are cordon. Da. E genul acela de halac. Eu le zic la genul ăsta, le zic de hotel. Da. Numai că... Da. E așa. E foarte, foarte lung. Și numai bun. Cel roșu care l-am e mai gros. E mai... Acesta e mai fain. Bine, dragilor, eu nu închid aici clipul, adică nu-l încheie aici, pentru că trebuie să vină curierul, da, am și o comandă la Notino și am foarte puține produse acolo, așa că o să le includ în acest clip, da, o să fie haul SH și Notino, unboxing, mini unboxing Notino, că nu am foarte multe, dar așteptăm curierul și o să refilmez. Haideți că am revenit un pic mai repede. Haideți că am revenit mai repede decât mi-am. Am o singură la Notino, să vă arăt ce am luat. Și de aici, mi-am dorit de foarte mult timp, adică de vreo 2 ani tot îmi doresc aceste geluri de duș de la Dermacol. Acesta e cu pepene galben. Și tu îți dorești. Da, mai, la mai multe persoane am auzit că mirosul acestui gel seamănă cu pierci și nu cu pepene galben. Și da, așa este. Abia aștept să le testez. Da, știu, am foarte multe geluri de duș, dar a fost 8 lei acum și transport gratuit. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Trebuie încercate. Acela și acesta cu pepene roșu. Da, și acesta miroase a pepene galben. Sunt perfecte pentru vară, îmi zic aceste două. Ce poți să-ți dorești mai mult? Și mă bucur că am și eu ocazia acum să le testez. Da, 8 lei a fost bucata. Nu mai mult. Da, și am văzut la Mihaela Șerbănescu și la Andreea Balaban acest ruj de la Bourjois. Și mi-a luat și eu nuanța asta așa fucsia cea se numește. Mi-a plăcut foarte mult și mie îmi place cum stă cu nuanțe din astea așa. Așa că le-am luat pe acesta. Super! Da. Arată foarte frumos. Bea aștept să-l port. Foarte frumoasă culoarea. Și rujul așa cum e făcut. E... Wow! Îmi place mult, abia aștept să-l port. Și am mai luat încă unul de la Maybelline. Caut nuanța. Ah, Retro Ruby 905. A fost la un preț foarte bun, mai știu exact. De mult mă uit totuși și după asta și am zis că tot vreau să-l testez, dar da. Nu puteam să fac comandă doar pentru acest ruj, acum am profitat. Dar îmi place mult. E un roșu, așa. Eh, bine, știți că mai am nuanțe din acestea, dar... E de la Maybelline. A, și de la Maybelline, dacă mă gândesc bine. Îmi place și așa cum e mat, așa pe aici. Bun. Mai departe, am primit aici un colet. Apar n-am ție aici. Nici curierul n-a știut să-mi zică. A zis că e fără bani. E bine, nu-l împace. Cred că sunt ceva produse de testare, cred. Eu m-am înscris la mai multe. Da, la Rose Poche, da. Kit de îngrijire pentru pielea grasă cu tătința acneică. Da, m-am înscris la mai multe din acestea care sunt primită produse și... Mi-am trimis. Să vedem ce am aici. La Rose Poche. Beige. Asta e omul ăsta de fond de ten. Beige. Aici Eva Clar. Eu mult timp am folosit Eva Clar de foarte bun. Ai gel de curățare. Da. Varianta așa mini. Testăm, vedem.
Și aici am mai fac clar două corectori anti-imperfecțiuni. Ia să vedem ce avem noi aici. Bă, ce am pe mâini de toate. Anti-imperfecțiuni. Mulțumesc. Și am mai primit și acum câteva zile, chiar o săptămână, două, nu mai știu, dar nu le-am folosit încă și ca noi. Asta să ne vedem aici. Astea sunt fondul de ten, eu l-am ăsta de la draga mea prietenă Diana Andronic. Știți că ne-am trimis mai multe produse care nouă nu ne se potrivesc, am trimis să ne alegem și mi-am ales și un fond de ten din acesta de la Diana. Da. Și vă ziceam că acum vreo două săptămâni am primit, da, mi s-a deschis așa, de la CeraVe, ăsta, și un fil de păr de-a meu. Bine, nu contează. Da, am primit aceste două produse, tot așa un gel de curățare și o loțiune hidratantă. Variantă așa mini de cât au astea, mă? 20 de mililitri. Da. Acestea sunt. Încă nu le-am testat nici pe acestea. Urmează. Urmează, că tot așa am ceva de la Diana, care am la baie, mă știu, nu se numesc, bine. Chiar îmi scap acum cum se numesc. Nu mai vede deloc cum se numesc, în fine. Și da, după aceea o să mai văd care le încep din aceste două. CeraVe sau La Roche-Posay. Vedem, testăm. Iar rujul ăsta e divin. Abia aștept să-l port. Da, gelurile de duș să le folosesc, abia aștept. Chiar o să-mi duc la baie, cred că încep cu acesta. Chiar dacă mai am început, îl duc la baie să îl testez. Și da. Mulțumesc că ați vizionat și acest clip. No, a fost împărțit așa pentru că și la SH am avut puține și aici am avut puține. Și n-am putut să le împart altfel. Așa că, da. Un fir de păr. Swatch-urile sunt tot aici. Mulțumesc că ați vizionat și acest clip. Până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!